În Argeș sunt 69 de candidați care se luptă pentru cele 13 locuri de parlamentar. Candidaturile sunt uninominale. Alegătorii vor primi câte două buletine de vot, unul pe care sunt trecute numele candidaților la Camera Deputaților, iar pe cel de-al doilea numele candidaților la Senat. Atenție însă la cum votați, spre deosebire de alegerile prezidențiale, la care puteți vota oriunde în țară sau străinătate, la parlamentare nu veți putea merge decât în secția de pe raza domiciliului. Cei care nu sunt pe listele permanente vor fi trecuți pe cele suplimentare. Dacă dovedesc cu buletinul că stau în colegiul respectiv, românii din străinătate votează în țară unde își au domiciliul sau reședința. Au drept de vot numai cetățenii care au împlinit 18 ani. Pentru a vota aveți nevoie de buletin, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie. Românii care au reședința în străinătate votează cu pașaportul sau, dacă stau într-o țară din Uniunea Europeană, pot folosi cartea de identitate. Documentele trebuie însoțite de un act care să ateste faptul că au rezidență în țara respectivă. Pentru ca votul să fie valabil exprimat, trebuie să puneți ștampila în pătratul cu numele candidatului. Dacă nu puneți nicăieri ștampila, se consideră că ați dat un vot alb, considerat de sociologi drept un vot de blasm la adresa clasei politice. Campania se va încheia pe 8 decembrie, urmând ca în ziua următoare să punem ștampila pe politicienii care au reușit să ne câștige încrederea. Până în ziua alegerilor, timp de o lună, candidații ne vor zâmbi de pe panourile electorale și vor încerca prin toate mijloacele să ne convingă că merită votul nostru. Fiecare și-a ales câte un slogan care să-l reprezinte și prin care să atingă punctele sensibile ale locuitorilor colegiului pentru care candidează.